Bună ziua, domnul doctor. Bună ziua. Bună ziua. Pentru cei care ne urmăresc, le mulțumim că fac acest lucru. Sunt doctorul Lucian Duță, sunt medic specialist chirurg la Spitalul Universitar. Este o nouă ediție a emisiunii Fără Anestezie. Ediție și emisiune pe care este transmisă de evenimentul zilei. Așa cum v-am obișnuit, este o emisiune 1-1 doar cu un cadru medical. Astăzi l-avem invitat pe domnul dr. Adrian Marinescu, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru că a avut amabilitatea să participe la emisiune. Domnul doctor, toată lumea este foarte, și este normal să fie așa, este foarte agitată cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și mă gândeam aseară, bineînțeles că nu știam că chiar va începe, că asupra noastră, asupra românilor, sunt trei vectori la ora aceasta de care induc frica. Este frica de război, poftim, asta este prima, este frica de că nu ne putem plăti facturile pentru că au explodat prețurile la energie și, nu în ultimul rând, frica de COVID. Această frică este încă persistentă. Observ că foarte multe țări la ora aceasta își relaxează în mod semnificativ restricțiile pe care le-au avut până acum. Am observat, de exemplu, Israelul, care părea cea mai hotărâtă în a impune un anumit ritm de vaccinare și mai ales restricții, anunță deja că nu mai este nevoie decât de un test PCR pentru intrarea pe teritoriul țării. Italia la fel, multe alte țări, Elveția nu mai spun, este totul liber. Și cred că a venit momentul să facem un pic bilanțul la ceea ce a fost și mai ales să facem să vă pun câteva întrebări despre ceea ce credeți că ar trebui să urmeze. Prima întrebare care aș vrea să vă pun pleacă de la faptul că România are o cifră imensă de morți în urma COVID-ului, acestei pandemii, peste 62.000 de morți. Și aș vrea să vă întreb, ca și coleg, ca medic, care credeți că au fost principalii factori care au determinat o mortalitate atât de mare în România? Bine, înainte de toate, mă uit la ce e în fundal, în spatele noastră. Mi-aș fi dorit să fie o imagine cu o plajă, nu? Mă gândeam, când vorbim de relaxare și de faptul că se închide pandemia, mai degrabă se potrivea o altă imagine. Și din păcate cei în aceste zile parcă e un ghinion, așa, nu neapărat pentru România, pentru noi toți. Adică o perioadă grea de pandemie și acum vine altceva, să sperăm că va fi descurajată. Acum, eu întotdeauna am fost o persoană optimistă, am văzut partea plină a paharului. Eu nu mă aștept să fiu un capăt de țară legat de această parte. Nu l-aș numi război, l-aș numi intervenție militară care să sperăm că se va închide cât de curând. Pentru că, într-adevăr, ce explicați dumneavoastră din punct de vedere economic, vor fi acum două mecanisme, din păcate. Ce ține de pandemie și criza post-pandemie, dacă mai vine și partea legată de structurile militare, lucrurile se vor complica. Dacă să ne întoarcem la ceea ce a fost cu infecția SARS-CoV-2, într-adevăr, cu ocazia acestei pandemii, am putut să ne dăm seama de câteva lucruri care țin strict de România și care nu sunt neapărat lucruri bune, lucruri pozitive. S-a discutat mult peste tot în Europa despre rata de vaccinare, modalitatea de intervenție în raport cu infecțiile acute. Ce nu s-a vorbit foarte mult și ar trebui să vorbim pentru România, ar fi trei elemente. În primul rând că, din păcate, populația României e mai vulnerabilă decât am crede. Nu știu dacă putem înlocui cuvântul vulnerabil cu altceva, că se spune că folosim mult prea des termenul de vulnerabil. Dar oricum, acele afecțiuni cronice despre care românii știu sau nu știu, reprezintă o mare problemă. La noi monitorizarea nu se face chiar cum ar trebui. Oamenii n-ajung la un diagnostic. Deci, principalul factor au fost bolile cronice asociate care există în populație și care nu sunt tratate corespunzător. Spun că sunt mai multe. Nu, categoric că și vaccinarea a contat, dar despre vaccinarea am vorbit în fiecare zi. Nu, ar fi trei. Exact. Care sunt factorii care dumneavoastră credeți că au determinat o mortalitate atât de mare? E clar, rata de vaccinare mai scăzută, contează, unul. Okay. Este faptul că populația României e mai bolnavă decât am crede.
Da, exact ce vă explicam. Și trei, foarte important, felul în care se desfășoară lucrurile la nivelul sectorului medical. Altfel spus, persoana care are o urgență, cât de repede ajunge la spital? Se întâmplă la COVID, se întâmplă la non-COVID. Pacienții au ajuns prea târziu, cei care erau critici, în așa fel încât intervenția s-a făcut nu cu dificultate, aproape deloc. Deci sunt cei trei factori care au explicat de ce am avut clar mai multe decese. Vi se pare că pacienții români, eu sunt foarte atent la ce spuneți, vi se pare că vorbiți cumva sau vreți să puneți accent pe faptul că pacienții români nu prea au un acces corespunzător la sistemul medical românesc? Nu știu dacă e vorba și de acces, e vorba și de educație sanitară, că până la urmă, faptul că trebuie să ajung la timp la medic, știu, veți spune că e un screening și că ar trebui să facă medicul de familie, dar trebuie să fac și eu la nivel Nu, individual. uneori nu au acces, domnul doctor. Pur și simplu nu sunt doctori în sate, comune, nu e infrastructura medicală, E o la asta mă realitate. referam. E o realitate. Bun, spuneți-mi, vă rog, dar faptul că a lipsit tratamentul specific, mai ales pentru variantele Delta, vorbim aici de anticorpi monoclonali, și care la Balj știu că i-ați folosit încă din faza de studiu. Nu cumva și acesta a fost un factor de creștere a mortalității în România? Lipsa tratamentului specific? Cu siguranță că da. Dar dumneavoastră o să mă întrebați cât de mare a fost impactul. Și ai spune în felul următor. Orice tratament antiviral, și doar, nu doar anticorpii monoclonali, pentru a fi într-adevăr eficient acel tratament, trebuie să fie administrat la debutul bolii. Da, Ceea ce înseamnă erau, am avut acces la aceste tratamente? am avut destul de târziu. Am avut acces însă la Despre alte asta e antivirale, vorba. da. Deci, Dar contează și acest aspect, dumneavoastră totuși. sunteți un om extrem de echilibrat și știu că încercați cumva nu să-i scuzați, să atenuați acest impact, dar știm foarte bine, pentru că și eu sunt la spital, la mine, până la urmă, toate spitalele au tratat bolnavii de COVID. Și, Așa domnul doctor, este. știți foarte bine că varianta Delta a început să aibă o manifestare extrem de agresivă, cred că de prin luna octombrie, cred. Se știa că vine valul Delta, iar în spitalele românești nu a existat tratament specific acesta de vârf. Că sigur că sunt și alte antivirale, dar acesta era cel care era specific și care avea niște efecte spectaculoase administrat în primele zile. Ori eu vorbesc de faptul că statul român nu s-a ocupat să ofere medicilor, să ofere spitalelor acest tratament. Păi haideți să mergem atunci mai departe, să spunem că în afară de anticorpii monoclonali, mi-aș fi dorit să am antiviralele, despre care dumneavoastră spuneți că erau uzuale, să le am la îndemână, la nivel poate de medic de familie, La să le care am antivirale vă referiți? la începutul pandemiei era important să am favipiravirul. Sigur, veți spune că sunt medicamente care nu mai sunt de valul al Eu cincilea, dar erau. niciodată, pentru că ar fi culmea, eu care mi-am tratat toți prietenii cu Arbidol și favipiravir, să spun chestia asta. Eu sunt de acord și dar vreau să vă aud pe dumneavoastră. E vorba de Asta, favipiravir, de Arbidol și Arbidol, și apropo de Arbidol, să știți că și eu am recomandat, iar noi în spital am avut, e doar că l-am avut știu. printr-o sponsorizare, dar am avut Arbidol. Și a fost tot timpul, pe următorul principiu, prescrie antiviralul pe care l-ai la îndemână, urmărește-l, că oricare poate să aibă și reacții adverse, dar dă-l pacientului la început, că va avea o probabilitate categoric mai mare să nu facă o formă severă. Domnul doctor, cum se face cu o unitate de elită, cum e Baljul, în care lucrați dumneavoastră? Deci noi în lumea medicală știm foarte bine că sunteți cumva spitalul Fanion în ceea ce privește bolile infecțioase din România. Cum se face că medicii de la spitalul Balj au vorbit, numai că au vorbit și au și făcut datoria și au dat aceste antivirale, chiar dacă ele nu erau, să spunem, acreditate în România, între ghilimele, și s-au găsit foarte mulți medici de alte specialități care tot s-au prindat pe la televizor și au încercat să inducă ideea că aceste antivirale nu sunt bune, cu toate că, repet, și dumneavoastră recunoașteți că le-ați folosit. De ce această fractură în interiorul sistemului medical, când cei mai competenți și cei mai în măsură să spună anumite lucruri sunt exact la Spitalul Matei Balj? De ce ceilalți doctori nu v-au urmat?
Să știți că în continuare încerc să găsesc răspuns la întrebare. Pentru că apare nu are logică, mai ales că și acei medici, la rândul lor, au avut cunoștințe și oameni pe care i-au tratat cu antivirale. E adevărat. Spuneau ceva la televizor și seara, dacă cumva îi întreba vreun prieten ce medicamente se ia, spuneau exact să le ia. Am văzut și eu cazurile astea, să știți. Ați văzut și cred că am văzut noi toți. Da, dar asta vreau să vă spun. Cei care au gestionat pandemia, vorbim, nici nu știu cum se mai numesc organismele astea guvernamentale, ascunse, că nu-i cunoaștem foarte bine cine stă acolo, au fost înștiințați de către medici, de către corpul medical, mai ales de la Balș, că folosiți și că au efect aceste medicamente și că propuneți să fie folosite pe scară largă? Cu siguranță, de altfel să știți că, apropo de favipiravir, că hai să zicem arbidolul, e o discuție cu felul în care era el acceptat. Da, vorbesc de favipiravir. Vă spun următorul lucru, orice spital din România putea să aibă favipiravir, nu era nimic diferit. Așa cum noi l-aveam în farmacia spitalului, nimeni nu era oprit să-l aibă, nu? Adică... Și atunci, concluzia pentru cei care se uită la noi este următoarea. Medicii își făceau treaba, vorbesc de Balș și în alte spitale, le dădeau aceste medicamente pentru că ei trebuiau să salveze spitalul, pacienții, în timp ce decidenții de la minister, decidenții guvernamentali se făceau că nu văd o chestiune care se întâmpla sub nasul lor și preferau să nu lase aceste medicamente la liber, la liber vorbim măcar în spitale, în farmacia spitalului, cum a fost și la dumneavoastră, și să nege în permanență eficiența acestor medicamente. E corect? E corect, dar nu stau să mă gândesc dacă chiar au fost lucrurile astea scrise negru pe alb că neagă eficiența. Păi, n-ați văzut, cum să vă spun, de vreme ce nu s-a dat drumul la aceste medicamente și noi le foloseam aproape, cum să vă spun, între ghilimele spun cuvântul acesta, aproape pe sub mână, în sensul că mai bine tăceam, dar le făceam bine la pacienți ca să nu ne mai certăm cu propaganda guvernamentală. Doctorii și-au făcut treaba cum au putut, pacienții au scăpat cum au putut, dar cei mai mulți nu au avut acces la aceste tratamente pentru că statul român nu a vrut să aducă aceste medicamente în spitale. Bine, favipiravirul, să știți că era aprobat. Acolo era, dar nu l-au adus. Nu l-au adus. Păi și totuși noi cum l-am avut? Că nu l-am avut prin sponsorizare. Noi l-am avut și cred că puteau să... Adică ce vreau să vă spun e așa. Sigur, contează întotdeauna ce se întâmplă plecând centralizat. Dar cred că și fiecare spital ar putea să mai aibă un management și să ajute cumva. Cum domnul noi l-am doctor, putut... noi am avut un pacient, da. Nu o să-i dau de unde a fost transferat, de la un spital din provincie, de lângă noi, și care a venit la noi transferat bolnav de COVID și spuseseră că îl tratau, vorbim de luna noiembrie, că îl tratau cu oxacilină. Și am pus și noi întrebarea, dar de ce l-ați tratat cu oxacilină în caz de COVID? Și răspunsul a fost, din partea medicului, că atât au astea medicamentele care le-au la îndemână. Vă închipuiți că existau medici în România, la spitale din România, care tratau cu oxacilină COVID-ul? Vă puteți închipui așa ceva? Păi, din moment ce mea să-mi spuneți, e clar că e o realitate, dar eu îmi pun întrebarea. Acum n-am absolut nimic cu niciun coleg, dar mă întreb, oare nu sunt aceleași protocoale, aceleași lucruri scrise. Păi n-aveau antivirale, n-aveau nimic. Păi n-aveau, dar totuși dau oxacilină pentru că nu am un antiviral, adică e ca și cum aș da orice altceva fără nicio legătură. Domnul doctor, cel mai eficient antiviral la ora asta, față de toate tulpinile, pare că este Paxlovidul. Din ce am citit, are o eficiență de 90-90 ceva la sută. Cum vi se pare cum vi se pare faptul că noi acum, vedeți dumneavoastră, spunem că avem morți puțini, decese puține în fiecare zi datorită variantei acestea Omicron, dar totuși ele există. Cum se face că în România, ca de obicei, aceste medicamente nu există și oamenii continuă să moară chiar și astăzi când discutăm noi doi? De ce nu avem acces la Paxlovid? Bine, aici răspunsul punctual nu l-am. Nu știu de ce nu avem acces. Pot să mă gândesc la faptul că e destul de greu. Bănuiesc că producția mondială, o ce țin minte că și la Remdesivir s-a întâmplat la fel. E nu e așa. Am să vă spun de ce, că dumneavoastră, tratând toată ziua pacienți, nu vă uitați la știrile oficiale. Vă spun de ce.
Guvernul României a spus că nu poate să importe Paxlovid, deoarece una din cererile producătorului a fost aceea să se facă un fond de garantare a eventualelor efecte adverse și că noi nu avem legislația necesară. Aceasta este motivația dată de Ministrul Sănătății. Atenție, eu nu vorbesc decât ce a spus Ministrul Sănătății. În contrapartidă, cum se face că atunci când a fost vorba să cumpărăm 120 de milioane de vaccinuri, care astăzi nu mai avem ce să facem cu ele dintr-un motiv extrem de simplu, și dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți, ele nu mai au niciun efect asupra prevenției infecției cu Omicron, cum se face că atunci când am dat 3 miliarde de euro pe niște vaccinuri, nu s-a cerut fond de garantare a efectelor adverse, dar vezi, Doamne, pentru Paxlovid, care este un medicament specific antiviral în momentul acesta, nu se întâmplă acest lucru. Păi și fondul de garantare nu ține de România, nu? Sunt niște lucruri probabil impuse... Ba da, de România. A cerut fiecarei țări care importă să-și facă fond de garantare. Asta zic. Deci ei au cerut către țara care primește. Da, da. Ma, de ce la vaccin nu s-a întâmplat așa cum se întâmplă? Asta trebuie să-i întrebăm pe cei care au hotărât lucrul ăsta. Dar ce este că nu aveți la ora asta Paxlovid și nu există în România Paxlovid. E, dar totuși să recunoaștem și partea plină a paharului. Avem molnupiravir, care e la îndemână și la discreție. Este adevărat lucrul ăsta, dar tot, și dacă cumva greșesc, vă rog să mă corectați, din ce am citit, molnupiravirul are o eficiență undeva pe la 35-40% față de Paxlovid, care are 90%. Acum să știți că aceste date le-aș lua cumva ca o ipoteză de lucru, pentru că de fapt ce mă interesează este de la ce am în studiu, adică partea de eficacitate și ce e în real life. De nu știu dacă diferența aia de procent e chiar cea reală. Dar așa spune producătorul, sau mă rog, ce au spus studiile până la urmă. Da, sigur că lucrul ăsta ar trebui probat. Până la dar cert este că nu avem pe la care producătorul sau studiile ne spun că este extrem de eficient. Adică noi avem decese multe în România pentru că, așa cum n-am avut anticor monoclonar în octombrie, acum n-avem Paxlovid. Da, nu știu dacă vă spuneam mai devreme că sunt mai multe elemente apropo de decese. Da, am rămas restant cu o explicație. Spuneați dumneavoastră legat de vaccin. Bine, cam avem un număr mai mare de doze decât ne-ar fi necesar, aici e o altă discuție, n-am un răspuns. Dar apropo de vaccin, din păcate nicăieri în lume nu există un vaccin updatat și care să fie în mână cu dovezi de eficiență pe Omicron. Dar totuși, ce s-a văzut în valul al 5-lea, care de fapt a semnat varianta Omicron, peste tot, în momentul în care am vorbit de oameni vaccinați, inclusiv cu boosterul, procentul celor care au făcut forme severe a fost foarte mic, lucru care se vede. Se vede, hai să vorbim de real. E adevărat asta. Nu poate să nege nimeni. Păi la Matei Bal și în terapie intensivă, și bănuiesc că sunt la fel peste tot, procentul celor care sunt în terapie intensivă și sunt vaccinați cu schema completă e undeva între 3-4%, lucru care poate fi ușor verificat. E adevărat, s-a spus la un moment dat că rata de vaccinare mică înseamnă așa, că din 10 români atunci când aveam, nu știu, 25%, erau mai puțin de 3 vaccinați și că proporția pleca și de aici, nu? Că dacă sunt mai mulți nevaccinați, se vor selecta de acolo formele severe. Domnul doctor, a existat și, vedeți, niciodată n-a fost pusă întrebarea asta, pentru că, mă rog, jurnaliștii, nefiind de specialitate, n-au punctat anumite lucruri care mie mi se pare extrem de importante. Spuneți-mi, vă rog frumos, din punct de vedere științific, și sunteți în măsură să dați răspunsul la această întrebare, mult mai măsură decât mine, care sunt chirurg sau alte specialități. Este corect să vaccinezi populația în plină pandemie? Cu siguranță că nu. Ar trebui să o faci înainte. Dar întrebarea asta, să știți că a fost pusă des. Da, e și corect? Științific? Nu. Științific e corect să pregătești lucrurile înainte de val. Păi și dar cred că noi am făcut, noi am vaccinat în pandemie. Da, dar aici problema se pune în felul următor. Când ai o campanie de vaccinare, da? Și pun, trecuse valul 4, știam că va veni valul 5. Ce ne împiedica pe noi ca populație să ne vaccinăm înainte de valul 5? Nu. Vaccinarea a început în valul 2. A început în martie anul trecut. Știu, dar eu vă spuneam că nu ne împiedica nimic să pregătim valul al 5-lea înainte ca el să înceapă.
Ne împiedica ceva să facem vaccinarea mai accelerat după valul al patrulea? Nu, ne împiedica nimic. Ne întoarcem la bază. Noi când am început-o în martie, anul trecut, sau februarie când am început-o, lumea era în pandemie și eu pornesc din punctul inițial. Era valul 2, că abia trecuse de alfa, sau parcă s-a numit prima. Deci întrebarea este următoarea. Inițial, deci când a apărut vaccinul, noi eram în pandemie. E corect să vaccinezi oamenii în pandemie? Păi n-ai ce să faci. Nu e vorba de corect sau incorect, pentru că e ca și cum ați întreba în timp de război, că tot vorbim de partea asta, e corect să-i tratezi pe oameni pe câmpul de luptă? Sau ar fi corect să-i duci într-un loc steril? N-ai ce să faci în momentul în care a început pandemia. Nu, vă întrebam fi... științific, e corect? Păi, științific era corect să o faci înainte, dar de unde să știi înainte? N-avei cum. Altceva mi se pare însă important, mult mai important este că ar fi trebuit, știind că sunt niște valuri ale pandemiei, să gândești totuși în momentul de relaxare o intensificare. Așa mi s-ar fi părut logic. Știu că vine valul 5. Sunt de acord cu dumneavoastră. Bine, dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Tot așa vă mai întreb, din punct de vedere științific, vaccinarea aceasta în timpul pandemiei, poate ea în sine să inducă mutații mai rapide ale virusului? Aici cred că e greu de... Aceste lucruri pe care vreau să le spune, să știți că nu sunt rare, să discutăm fiecare zi. Și știm în felul următor, că un virus cum e SARS-CoV-2, care stă de ani și ani alături de noi, suferă zilnic mutații. Deci nu se pune problema că el se oprește vreodată. Mutații semnificative vorbesc, da. Da, aici e foarte greu. Eu n-am văzut dovești științifice, pentru că ce înseamnă să ai dovești științifice? Înseamnă să vii cu niște lucruri concrete care să-mi spună că în momentul în care mă vaccinez, apar anumite mutații care se pun în problemă. Eu n-am văzut o statistică care să mă facă să cred că într-adevăr lucrul ăsta chiar se întâmplă. Înțeleg. Eu nu am văzut. Domnul Poate doctor, că nu am... Da, care credeți, cum să vă spun eu, care credeți că au fost triggerul sau elementele care i-au făcut pe niște personaje celebre, cum este profesorul Luc Montagnier sau cum este Robert, am uitat cum îl cheamă, profesorul din America, să devină foarte vehemenți împotriva vaccinării? Totuși vorbim de niște laureați ai premiului Nobel, vorbim de niște oameni care sunt pionieri ai tehnologiei RNA mesageri și care au devenit portavocea, standardul celor care contestă tehnologia RNA mesager. Vă întreb, care credeți că au fost elementele care i-a făcut să spună aceste lucruri și să devină foarte urâți de o parte a comunității științifice? Bun, aici spune trei lucruri. În primul rând, nu cred că e vorba doar de tehnica RNA mesager. Am avut și variantă relativ clasică și care practic nu a făcut o diferență semnificativă, nu? Ne aducem aminte. E adevărat. Al doilea aspect. Eu cred că în cazul lor și-ar fi dorit mai mult de la vaccin cum și noi ne-am fi dorit. Adică, evident, dacă e să comparăm în istoria vaccinării, n-aș spune că vaccinul împotriva lui SARS-CoV-2 a fost ceva miraculos. Lucru pe care noi toți îl recunoaștem. Numai că, din păcate, e ceea ce am putut să obținem într-un timp scurt. Da, da. Adică altceva la îndemână nu aveam. Discursul lor a fost mult mai abrupt. În sensul că aceste vaccinuri nu sunt bune. Și că nu vor produce, mă rog, efecte secundare, ce au spus ei acolo. Totuși sunt niște oameni extrem de valoroși pentru știința mondială. De ce? Pentru că știți care era întrebarea subsecventă și care derivă din asta? Domnul doctor, ce ar trebui să facă un medic care, dacă el este, are o convingere a lui proprie, mai puțin sau mai bine argumentată științific, dar este convingerea lui, ce ar trebui să facă un medic în relația cu pacientul când el nu e convins de beneficiile, cum e cazul, de exemplu, acum cu vaccinul, ce ar trebui să-i spună pacientului? Vaccinează-te sau nu te vaccina dacă eu nu sunt convins că e bun? Bine, aici, așa cum fiecare are o opinie, fiecare cetățean, e valabil și pentru medic. Dar avem dar voie să vorbim, adică e o chestie, înțelegeți întrebarea. Noi avem voie să facem lucrurile astea de vreme ce, să spunem, o largă majoritate acceptă că aceste vaccinuri sunt ok. Ai voie să intri în contradicție atunci când relaționezi cu pacientul? Aici e următoarea discuție. Depinde când ești medic, dacă reprezinți o anumită instituție sau lucrezi într-un spital, atunci, într-adevăr, trebuie să fie
un punct de vedere care ține de acea instituție. Și părerea mea e că în momentul în care ai un punct de vedere, ar trebui să-l expui. Nu spune nimeni că oameni de asemenea competență nu trebuie să vină cu argumente. Dar au fost dați afară mulți medici care au spus lucrurile astea, să știți. Da, asta mă rog, e o chestie care cred că nici de dumneavoastră, nici de mine nu ține. Dar, și apropo că dumneavoastră spuneți că dacă lucrezi într-un spital, trebuie să adopți conduita, tratamentele acelui spital. Știu la ce vă referiți, de exemplu, e vorba de protocoale. Dar totuși, nu numai, convingerea ta ca medic, dacă îți spune că nu e bun un produs, așa e convingerea ta. Ce ar trebui să facă medicul? Să tacă și să facă ceea ce spune spitalul sau să-și aplice propriile convingeri? Eu cred că niciuna dintre cele două. Care ar fi calea de mijloc? Ar trebui că în momentul în care ai niște argumente științifice, bănuiesc că pleci de la niște argumente științifice când ai o convingere, ar trebui să le expui și să fie un lucru scriptic în raport cu spitalul tău, vei merge mai departe la nivelul comisiilor de specialitate. Și ce e foarte interesant, că apropo de vaccinare, medicamente, etc., până la urmă aceste lucruri sunt stabilite protocoale de către cine? De niște specialiști, se consideră cei care sunt de top și care fac parte de niște comisii de specialitate. Nu? Cine stabilește? N-ar trebui să-ți expui și în momentul în care sunt persoane de asemenea competență, ei, în ar trebui să facă parte din acele comisii, ar trebui să-și poată expune convingerile pe baze științifice. Însă ar trebui să o facă cu argumente, să plece de la studii, să plece de la lucruri concrete. Domnul doctor, să vă spun eu, nu vreau să fiu, Doamne ferește, ironic. Pe cine ar trebui să creadă mai mult un pacient? Pe un deținător de premiu Nobel sau o comisie medicală făcută pe la guvern, nihabar, n-am cine? Bine, aici clar că răspunsul ar fi că cel care are premiul Nobel, dar eu îmi pun problema altfel. Lucrurile astea nu trebuie cuantificate în niște reguli. Că știți până la urmă cum e discuția asta? Hai să trecem un pic la o componentă politică, că e la fel. Domnul doctor, mereu uit cum îl cheamă pe profesorul ăsta american. Știu. Robert, am uitat, Malone. Robert Malone. A ieșit și a spus clar că părerea lui este că să nu se vaccineze copiii, fără menajamente. Te uiți la, și atunci te uiți la părintele, unul din pionierii tehnologiei RNA mesager, care îți spune nu vă vaccinați copiii, că eu am inventat-o sau am fost acolo când s-a inventat, și atunci în ăla nu trebuie să-l cred sau eventual să arunc cu pietre, dar în schimb trebuie să mă uit la niște personaje cel puțin dubioase, care au legătură cu mediul politic, și să-l cred pe ăla. Adică ce să facă pacientul? Pe cine ar trebui să creadă? Nu, eu cred că nu trebuie să aruncăm în niciun caz cu pietre, niciun dintre noi. Vreau să cred că așa se întâmplă. Păi așa s-a întâmplat, da, cu Robert Malone, după cum ați văzut. Dar să știți că asta nu e valabil doar legat de pandemie. Credeți că astfel de hotărâri științifice nu țin tot de aceste comisii? Nu credeți că și în timp de pace va fi aceeași problemă? Eu sunt de acord cu ce spuneți. Ar trebui ca aceste lucruri să fie doar prin argumente științifice. Și de fapt în acele comisii ar trebui să fie oameni care au cea mai bună credibilitate. Corect? De acord cu dumneavoastră, și nu puteți să-mi spuneți că oamenii ăștia n-aveau și ei credibilitate pentru... Da, ar fi trebuit să fie în acele comisii, în mod logic. Nu, după cum vedeți, în comisiile naționale, vorbim de România acum, da? Oamenii cu o pregătire specifică foarte înaltă, nu vreau să le dau numele, că nu vreau să... Sunteți și dumneavoastră printre ei, dar nu vreau să le dau numele. Au fost dați la o parte. Eu nu am auzit de vreun nume mare de medic, practicant, de profesor, care să mai fie în aceste comisii care iau decizii la ora aceasta apropo de scheme de tratament și de ceea ce înseamnă vaccinarea. Și sunt de acord cu dumneavoastră că dialogul purtat cu societatea, cu pacienții, de către oameni recunoscuți și foarte echilibrați, poate că, ar aduce un plus. La noi toată lumea vine și dă indicații când de fapt habar n-au despre ce este vorba. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar am și o întrebare. Credeți că se întâmplă doar în România? Că din ce am văzut în pandemia, se întâmplă cam peste tot. Am ajuns la concluzia că până acum spuneam că România e de vină pentru toate, nu? Că totul e bine în altă parte. Ei, mi-am dat seama că odată ce a venit pandemia, cam peste tot, că sunt Statele Unite, că vorbim de țări cu pretenții, e același lucru.
Adică în sensul că au aceleași probleme legate de comisii, de credibilitate, ceea ce se spune în România se spune și în altă parte. Sunteți de acord că e De un lucru acord cu care e dumneavoastră. general? Dar Domnul mai doctor, vreau să mai fac o vă completare. rog, Scurt, dar vreau să vă spun. iertați-mă. Că am zis mai devreme că mai era un aspect important. Vezi, medicul care lucrează cu pacienții, apropo de treaba cu vaccinarea, se uită la real life, la ceea ce se întâmplă concret. Și pot să vă spun că într-un an și ceva de când vorbim de vaccinare, pe mine ce mă interesează e ce văd concret. Și aici oricine poate să vadă statisticile, nu doar în terapie intensivă. Dacă ați venit la raportul nostru de gardă, ați vedea că în momentul în care se spune, noi citim inclusiv decesele. Din păcate avem, chiar dacă mai puține decât alții, dar avem. Sunt mai multe Întotdeauna. decât oriunde, și la ora asta în România, sunt mai multe decese decât oriunde raportat la... Da, nu, vorbeam de Matei Bal și în raport cu A, de România. Matei Avem Bal, un procent mai mic și încercăm să rămânem aici. Dar e foarte interesant că în momentul în care începe raportul de gardă se spune, acum urmează decesul X, se începe persoană în vârstă de nevaccinată. Adică sunt lucruri care la nivel de statistică, pentru mine, pentru medic, contează mult mai mult. Eu știu că în momentul în care Înțeleg. persoana e nevaccinată, e mult mai vulnerabilă, ceea ce mă interesează în plan practic. Da, Iar legat de... Da. efecte adverse semnificative care să le asociați cu vaccinarea, pentru că aveți cei mai mulți pacienți rulați în Spitalul Matei Balj, efecte semnificative care să le asociați cu vaccinarea, repet, ați observat? Cu siguranță că da. Doar Care sunt? că... Miocardite Păi... ați văzut? Miocardite ați Am văzut văzut? și miocardite, am văzut și miocardite, dar vreau să vă spun, L-ați asociat cu vaccinarea? le-am asociat, dar s-a întâmplat foarte rar. Am înțeles. Prin diferență, ce am văzut foarte clar este că la pacienții noștri, nu neapărat în terapie intensivă, cei care aveau infecția, aveau miocardite într-un procent mare, chiar dacă erau forme ușoare. Deci, probabilitatea de a face și nu numai miocardită, este incomparabil mai mare în momentul în care trec prin boală dacă nu sunt vaccinat. Nu să spuneți de miocardită, dar hai să dăm exemplu accidentelor vasculare Asta cerebrale, urma să vă bolile întreb. coronariene și tot ce înseamnă Deci coagulare. aveți asta vreau să vă întreb. Ați văzut accidente vasculare, tulburări de coagulare, și inclusiv am văzut că au mai fost niște boli degenerative care au avut un debut brusc, mai ales imunologice. Adică ați văzut cazurile acestea pe care eventual le-ați asocia cu vaccinarea? Nu, asta vă spuneam, că cazurile astea le-am văzut cu o frecvență mare la cei care erau infectați în De spital și acord. aveau să fie nevaccinat. Iar la cealaltă parte, care ține de miocardită, erau extrem de rare. Adică știți că în statistică ar fi așa, un caz la 800.000 sau la 1.000.000, da? Nu știu dacă noi la nivel de spital putem să ne dăm seama, că n-ai cum, E n-ai o adevărat că statistică generală. miocarditele post-vaccinale nu o să ajungă niciodată la bal și o să ajungă probabil Corect, la alte corect. spitale. E adevărat și asta, și atunci trebuie să făcute analize care durează foarte mult. Și la o Dar distanță și da, n-am cum să nu corect. vă întreb o chestiune iarăși delicată. Există teoria, poftim, există spaima pe care o au fiecare dintre ei. La urmă, spaima de boală, spaima de moarte este legitimă pentru fiecare dintre noi. Și anume că aceste vaccinuri este posibil să dea efecte adverse peste 2 ani La de la distanță. vaccinare, peste 3 ani, da? Efecte adverse de adevăratele semnificative, de gen cancere, de gen leucemii și așa mai departe. Am un comentariu legat de Dacă asta. acest lucru, Doamne ferește, culmea este că, fac o paranteză aici, eu îmi doresc foarte mult ca această tehnologie ARN mesager să fie un succes, pentru că ea va deschide calea către nenumărate linii de medicamente și va schimba, practic, cred, în mod semnificativ, soarta multor pacienți. Dar spuneți-mi ce ne facem dacă totuși vom observa o explozie a acestor efecte semnificative peste 2 ani de zile. Vom avea curajul oare să vorbim despre ele? Cu siguranță că vom avea curaj, dar haideți să punctăm un pic. În primul rând, apropo de tehnica ARN, știți bine că ea nu este nouă, o folosim de zeci de ani în oncologie,
Adică deja s-a plecat de la o experiență clară, lucru care probabil că se știe. Și așa cum spuneți dumneavoastră, sper să fie de acum încolo și mai mult. Absolut. Dar legat de treaba asta, sigur că la o întrebare simplă, pot să garantez că peste 5 ani o să ai nu știu ce reacții adverse, răspunsul e că n-ai cum să o faci concret, dar pot să mă uit la istoria vaccinurilor care de 1796, de când cu variola, și să mă uit că practic fără nicio excepție, nu știu, poate știți dumneavoastră, nu sunt cunoscute elemente care să-mi vorbească de o cauzalitate. Adică nu s-a demonstrat că la distanță au fost reacții adverse care au putut fi demonstrate în raport cu vaccinurile, indiferent de care am vorbit. Da, dar nici unul Chiar n-a dacă au fost. folosit până acum tehnologia ARN mesager. Da, dar aici e doar principiul că plecând de la o tehnică nouă și că dacă s-ar putea întâmpla. Păi Dar eu da, vă dar e întreb o în felul tehnică următor. nouă, neverificată științific, pentru că argumentul a fost că au trebuit să facă vaccinul foarte repede, îl înțeleg și pe ăsta, dar nu este o tehnică verificată de-a lungul mai multor ani de cercetare. Verificată la partea de vaccin, De vaccin pentru că vorbesc, nu, verificată în vorbesc la... oncologie a fost Nu, nu, și nu s-a nu, întâmplat la absolut partea de nimic. oncologie sunt de acord cu dumneavoastră, dar numai că acolo, după cum știți, ești contratimp și orice lună câștigată este un bun câștigat. Eu mă refer când injectezi această tehnologie pe niște pacienți sănătoși, să zic așa, da? Bine, eu cred că și aici a fost contratimp, că practic ce ne trebuia nouă, ne trebuia acum, nu peste 5 ani, când oricum nu mai avea nicio importanță vaccinul. Dar vedeți că vorbim doar de ARN-ul mesager, deși au fost vaccinurile care nu aveau nicio treabă cu tehnica ARN mesager și care au fost folosite în timpul pandemiei. Și acolo ele au fost făcute într-un timp scurt, toate s-au obținut repede. Ideea este așa, eu cel puțin, din punct de vedere științific, nu văd o logică. Sau nu mi-aș putea explica de ce un mesaj, că până la urmă acel ARN mesager înseamnă o cantitate infimă de tip nanoparticulă și un mesaj. De Adică acord cu eu nu găsesc dumneavoastră. explicația științifică pentru care acel mesaj va duce la un moment dat. Eu nu văd logic în momentul ăsta. Sigur că e de urmărit și voi spune, hai să vedem ce ne vor arăta anii următori. Domnul doctor, spuneți-mi de ce, care sunt criteriile pe baza, vorbesc de criterii științifice, medicale, dacă ați fi față în față, să spunem așa, cu politicienii, cu ministrul sănătății, cu primul ministru, care sunt criteriile care ar trebui îndeplinite pentru a se ridica restricțiile în România? Bine, în primul rând că eu niciodată nu le-am numit măsuri restrictive. Știți că aici e o Păi sunt discuție măsuri restrictive, se închid gramaticală. restaurantele, De acord. aberațiile alea, ați văzut aberațiile de la magazine cu banda pentru vaccinați și nevaccinați, care este o, cum să vă Sunt de spun, acord. este un fel de butaforie ieftină. Auzi, trage o bandă pe un culoar și trec oamenii ca și când virusul zice nu, e pe banda aia cu nevaccinații, nu mă duc dacă e. E o prostie și e o butaforie. Sunt de acord cu dumneavoastră la lucrurile astea, dar eu le-aș numi până la urmă măsuri care să prevină infectarea. Și ar trebui să mă uit, apropo de ceea ce spuneți, care sunt măsurile care într-adevăr previn, că aia cu banda din Nu, nu, supermarket, am din... înțeles, dar care sunt Nu criteriile? numai. Adică care e vorba de numărul de infectați, numărul de decese, Nu, numărul de nu, nu. ATI? Care sunt? E vorba de momentul în care știu că pot să conviețuiesc armonios cu virusul. E un Păi răspuns foarte simplu. ăștia Nu, cum deocamdată. conviețuiesc? Marea Britanie nu mai are nimic, Elveția Da, nimic. de acord, dar și ei au făcut-o după ce s-au lămurit că această conviețuire e clară, nu? N-au făcut-o Păi înainte. și la noi, Uitați-vă. care sunt criteriile în care stabilim că această conviețuire este clară? În momentul în care presiunea scade și mai mult la nivelul spitalului, și înseamnă spitalizări, înseamnă secție de terapie intensivă, adică impactul. Nu mă interesează numărul de infecții. Și cred că de când a început anul De 2022, acord. am tot repetat și am spus că nu contează câte infecții. Păi, Dacă am. domnul Și o doctor, să vă să dau înțeleg că avem următorul. 1.000 de pacienți în ATI. Adică, Avem 1.000 de pacienți încă, pentru că da. sunt pacienți care stau și câte 2 luni De acolo. Știți acord. că sunt pacienți care aveau varianta Delta, Care care ar era trebui să dinainte. fie cifra la care să spunem, domnule, putem conviețui? 500, 300, 200, Nu care? știu, nu știu dacă e vorba de cifră. Eu știu în felul următor că foarte probabil în săptămânile următoare, aceste măsuri care previn infectarea, cum le numesc eu, ușor, ușor se va renunța la ele. Se întâmplă în context mondial, pentru că nu se întâmplă doar în România. V-aș mai spune următorul lucru. Ați văzut că aceste măsuri sunt trase la Indigo peste tot la nivelul mapamondului? Tot ce s-a făcut la nivel de măsură, nu au fost diferențe? Să spui că în Italia ai o variantă de măsură și în România altfel? Lucrurile au fost făcute la fel,
Iar renunțarea... La noi chiar au fost, sincer să vă spun, mai legere. Adică trebuie să fim corecți. Deci față de țările astea care la un moment dat au adoptat, ați văzut, vaccinarea obligatorie, dacă nu te amendează... În Austria. În Austria. Haideți să fim serioși că România nu s-au întâmplat lucrurile acestea atât de intruzive în viața pacienților. Bun, și am cam lălăit-o așa. Nici hai să mai spunem... Să mai spunem un adevăr, care e cunoscut de medicul infecționist. Când ai în față un virus și o infecție virală, te aștept să fie o situație imprevizibilă. Și dacă durează precum gripa 2-3 luni, 4 luni, dacă ai 2 ani jumătate, evident că te aștept să fie o situație imprevizibilă și că foarte multe lucruri nu le știi. Și dacă nu le știi, acționezi de multe ori pripit. E adică vorba de mapa ONU. Spuneți că dacă ridicăm acum toate restricțiile, e posibil să avem mai mulți pacienți în ATI? Nu, eu doar spun că de-a lungul celor 2 ani jumătate n-au foarte multă logică multe din acele restricții și felul în care au fost introduse. Asta încercam și eu să spun. Păi asta e evident, asta știm toți. Da. Păi asta știm toți, e evident. Deci eu nu înțeleg oamenii ăștia de la guvern. De ce nu stau de vorbă sau de ce, așa cum vă întreb, eu vă pot întreba și ei, băi, care este riscul că în momentul ăsta, dacă ridic toate restricțiile, crește sau nu crește numărul de pacienți din ATI și decesele? Că asta este o întrebare logică. Probabil că va fi o creștere destul de redusă. Va fi o creștere, clar, pentru că va crește numărul de infecții. Păi și procentul e cineva care mai respectă vreo restricție în România la ora asta? Că noi ne facem cu respectăm, de fapt. Eu vreau să cred că încă se mai întâmplă. Nu le respectă, din păcate, nimeni. Spuneți-mi, vă rog, imunitatea dată de infecție e mai puternică decât cea dată de vaccin? Asta, eu mă gândesc că aceste întrebări au fost repetate la infinit. Da, eu vă întreb primul, cu un anumit scop. Da, eu vă spun în felul următor. Răspunsul întotdeauna, răspunsul meu a fost următorul. Nu pot să le compar. Și să vă spun de ce. Că nu mă interesează să văd dacă omul trece sau nu prin infecție. Nu vorbesc de Omicron, vorbim de varianta Delta. Adică nu vreau să aștept să văd cine scapă și trece și cine, din păcate, nu trece sau ajunge să aibă sechele, să-mi dau seama pe urmă. Deci, domn doctor, există vreun titlu agreat științific, titlu de anticorpi la care stabilim că bolnavul este imun în fața bolii? Cu siguranță nu, și o să vă răspund și de ce. Pentru păi că și atunci, care este logica? Da. Omul s-a îmbolnăvit, dar vorbim, da? A făcut boala și spune, sunt unele țări, la noi nu s-a făcut așa, dar eu vă spun cum e în Canada. După 2 săptămâni și obligat să te vaccinezi. Care este explicația? Mi se pare o aberație. Ai făcut boala, ai luat contact cu virusul, ai două tipuri de imunitate care s-a turat, și cea umorală și cea celulară, prin contactul direct cu virusul. Și tu îmi spui că după 2 săptămâni, care este logică, care e criteriu științific pe baza căruia îi spui unii după 14 zile, unii după o lună, unii după 6 luni, că ați spus că măsurile echivalează peste tot în lume. Uite că aici n-au fost așa. Care este logica să vaccinezi un om după boală? Da, acolo e discuția de recomandare, nu de obligativitate. Recomandare de vaccinare, nu aveau certificat verde. De exemplu, în Canada nu-ți recunoșteau post-boală decât 2 săptămâni dacă nu te vaccinai. Nu, asta cred că nu avea o logică științifică. Dar probabil, sau logica pe care o văd în momentul în care să mă întrebați așa, dacă am trecut prin boală, la ce m-ar ajuta vaccinarea? M-ar ajuta în situația în care sunt o persoană vulnerabile, sau mă rog, hai să găsim un alt termen, să nu tot repetăm termenul de vulnerabil, și care, probabil, și la trecerea prin boală, va avea o protecție mai redusă. Pentru domnul că sunt doctor, am fost învățați amândoi în facultate că trebuie să ne uităm adevărul întotdeauna, stă în cifre. Corect. Eu, ca să îi spun unui om, după boală, după ce a făcut boala și a scăpat, că trebuie să se vaccineze, sau trebuie să-și facă a treia doză, a patra doză, sau a cincea doză, trebuie să existe un standard acceptat de comunitatea științifică să spună dacă îți scade titlul de anticorpi sau alți indicatori sub un anumit nivel, trebuie să-ți faci încă o doză booster. Cum adică după 2 ani de zile noi n-am reușit să stabilim o chestiune de bun simț la ce am fost învățați pe la școală? Că aici există 2 explicații. Ca să putem face acest lucru cu standardizare, ar trebui să mă refer la același val, la aceeași variantă virală.
Nu pot să mă refer la o variantă nouă Omicron și să mă uit, de exemplu, la niște anticorpi pe care i-am Eu obținut vorbesc de prin DNA. Delta. Știam până la urmă Da. ce e la Delta, da? Văzusem că tot Da. venea spre noi, nu Da. noi, lumea, da? Nu pot să, dumneavoastră, îmi spuneți că nu avem mijloacele științifice necesare pentru a determina un titru minim protectiv contra bolii de anticorpi? Putem, dar putem să o facem în raport cu o variantă virală. Eu vă întreb, Cu dintre Delta. acei anticorpi care erau la Delta, cum știu ce procent din acei anticorpi îmi folosesc la Omicron? Pentru că nu știu. Dacă vorbim de varianta Delta, au fost standardizări. Se spunea la un moment dat că dacă ai peste 1 pe 160, ar putea să fie protecție în raport cu acea variantă virală. Păi și Dar mai sunt atunci două. dacă un om, un pacient, că eu înțeleg ce mi-a spus dumneavoastră, Da. vaccinează-te după boală că s-ar putea să nu ai un standard de imunitate protectiv îndeajuns. Și Dar vrei să-ți om, crești de protecția. acord cu dumneavoastră, dar atunci nu trebuie mai întâi să văd titlul de anticorpi dobândit în urma bolii și după aceea să îi recomand vaccinarea? Să știți că lucrul acesta s-a gândit, numai că vă dați seama ce însemna la nivel de program să faci lucrul ăsta pentru toată Păi nu, dar populația? acum vine întrebarea inversă. E corect să suprastimulezi sistemul imunitar și să... Că dacă mi-aduc eu bine aminte de la facultate, sistemul ăsta imunitar nu e așa ca te duci pe o singură bandă pe autostradă și lovești numai, nu știu, IgG-urile de un anumit fel. El e intercorelat extrem de complicat, inclusiv cu sistemele, celelalte sisteme imunitare, cu sistemele hormonale și au un Corect. răsunet în întreg organismul. E corect atunci, aplicând un criteriu științific veritabil, să stimulezi sistemul imunitar enorm doar de frica că poate nu are imunitatea care trebuie? Bine, noastră aici vorbiți de ceea ce se întâmplă în Europa sau de varianta aia cu Canada cu 2 săptămâni? Că în Europa nu e valabil, da? Păi Apropo de nu, da, trecerea de prin exemplu, boală. știți că Nu e. la noi certificatul verde, adică îți recunoștea Da. imunitatea 6 luni, mi se pare, sau 9-8 luni, Da, da? 180 de zile la 180 trecerea de prin zile. boală. Alte țări, să știți, au fost 4, în Italia a avut 4 luni, ajungând la absurditatea că mi-au scris din Canada la 2 săptămâni. Închipuiți că... Dar știți că ei au plecat de la ideea că nu pot face această dozare la nivel de populație și că vor să asigure, nu dau seama pe ce criterii, apropo de scurtarea perioadei, de ce 6, 4, oricum 2 săptămâni îmi se pare foarte puțin. Dar mai era un lucru Nu, de dar e spus. corect să stimulezi Asta sistemul vreau să. imunitar. Asta vreau să vă spun. Până la urmă, nu există argumente cu această supra-solicitare a sistemului imunitar. Adică eu n-am văzut nicăieri că cei care au trecut și prin boală sau vaccinat au avut lucruri notabile, că s-ar fi întâmplat niște lucruri concrete. Păi, după Și de cum altfel știți, mai. bolile date de imunostimulare nu se văd de pe o zi O pe să alta. spuneți că sunt mai târziu. Păi, da, Dar de asta vă cunoașteți. întreb. Dar eu nu prea cunosc în trecut. Apropo de situații similare, care nu au legătură cu COVID-ul, că e valabil pentru tot ce vrem în medicină. Eu nu prea am documentate situații în care chiar s-a întâmplat așa. Domnul doctor, vă spun o chestiune. Știți că Da. lupusul, tiroidita sunt boli autoimune. Deci este o Corect. Și defecțiune multe în sistemul altele. imunitar. Oricum, ăla nu-i funcționează sistemul imunitar la par. Unele boli știm foarte bine că sunt autoimune, adică anticorpii proprii atacă organismul. Și Și vă atunci. spuneți că nu știm exact ce s-a Păi întâmplat în asta vă trecut. spun, noi nu știm să Da. descriem boli care le cunoaștem și sunt întratate de nu știu când și tot abia odibuim, da? Și nu prea știm foarte multe la ora asta nici despre lupus, nici despre tiroide. Le tratăm, da, nu le Sunt de acord. vindecăm, dar în schimb mergem pe teoria, haide să supralicităm în orb sistemul imunitar că poate se apără mai bine împotriva unui virus. Bun, dar nu credeți că plecând de aici ar fi o discuție legată și de alte infecții, ca de exemplu de gripă, că o să avem sezon în fiecare an și sunt oameni care au trecut probabil printr-o formă de gripă și se vaccinează ulterior? Adică pe principiu ăsta ar trebui să facem Da, o dozare și să fie da, vaccinarea în raport da. cu. Știți că profesorul Virgil Păunescu a ridicat o problemă care, sincer să vă spun, nici eu nu m-am gândit niciodată. Vaccinurile clasice despre care vorbiți și dumneavoastră au o cantitate
bine măsurată și limitată de antigen sau de în momentul când e măsurată, se știe clar care este efectul în momentul când l-a introdus. Știu, versus să stea prin ARN. Pe când cel cu ARN mesager, din cauza că are o rată de supraviețuire de 7, 8 zile, 10 zile în organism, noi nu știm, în urma procesului de imunostimulare, efectul și pentru cei care ne urmăresc, numărul, titlul de anticorp care rezultă. De-aia unii au avut 10.000, unii au avut 3.000, unii au avut 300, pentru că fiecare a avut răspunsul lui. Știi ce vreau să mai spun așa? În primul rând că cu domnul profesor Onescu am vorbit și chiar mai pe la începutul pandemiei și chiar mă gândeam și eram de acord cu faptul că mi-aș fi dorit acel vaccin în România. Asta ca o discuție separată. Mi-aș fi dorit să fie Bionic. Eu nu o să înțeleg niciodată de ce totuși a trebuit atâția să se urce cu picioarele pe profesorul Păunescu și să nu-i dea o șansă care, chiar dacă n-ar fi reușit, era o încercare să încerce. Cuba, de exemplu, domnul doctor, știți, Cuba are 3 vaccinuri produse de el și în Cuba e COVID aproape zero. Cum e posibil așa ceva? Dar să știți că nu e vorba doar de pandemie. Situația asta va continua și după. Adică poate sunt naționalist în momentul ăsta, dar mă gândesc că mi-aș dori să facă și România. Dar vreau să vă mai spun ceva apropo de acele laboratoare. Să știți că poate se știe sau nu, dar știți că cele mai multe dintre determinările de anticorpi în laboratoare nu sunt de fapt cantitative. Sunt puține laboratoare, cum e la Balș, care chiar fac cantitativ. Și aici, când vă uitați la un buletin, vă sfătuiesc să vă uitați să vedeți dacă laboratorul scrie că acea metodă măsoară cantitativ. Veți avea surpriza și veți vedea că cel mai multe nu fac treaba asta. Deci nu e decât ceva calitativ și nu mă interesează că e o cifră acolo. Până la urmă, nu dă niciun aspect legat de realitate. Domnul doctor, ultima întrebare, pentru că știu că v-am răpit o oră. A trecut timpul, nu e o problemă. Program extrem de încărcat. În momentul acesta, strict când este vorba de varianta, vorbim de varianta Omicron, mai este necesară vaccinarea? Este necesară. Este necesară și o să vă spun de ce. Pentru că, din păcate, procentul mic, da, spune-mi, e un procent mic, că sunt puțini oameni care își vor pierde viața, dar eu nu vreau să nu și-o pierdă nimeni și gândiți-vă că cei care sunt între vulnerabili și fac o formă severă, au familii, adică eu cred că în momentul de față ar trebui să-i protejăm în primul rând pe ei. Până când se închid lucrurile, până dispare cu totul, nu ar trebui să ne bucurăm de faptul că totul s-a închis, pentru că virusul SARS-CoV-2 și după pandemie, nu știu dacă v-ați gândit la aspectul ăsta, va mai exista în cazuri izolate. Și eu nu vreau să mai am pierdere. Păi și atunci mai bine, dacă tot ai un popor, între ghilimele, mai încăpățânat, n-ar fi bine să pledăm ca medici, în primul rând, să aibă și acces la tratament pe acești pacienți? Ba da, bineînțeles. Deci da, de ce tac medicii, domnul doctor? Da, eu nu știu acum, poate vă referiți la alții, eu am încercat să spun despre tratament de la început și cred că toți... Nu, dumneavoastră, pentru că, încă o dată, Valjou a avut niște voci foarte echilibrate și foarte bune pe parcursul pandemiei. Dar ceilalți medici, de ce n-au ieșit medicii de la alte spitale să spună nu avem tratamente și oamenii mor că voi nu sunteți în stare să aduceți medicamente? Aici trebuie să întrebăm pe ei, nu? De acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult că ați avut amabilitatea să răspundeți la invitație și vă doresc toate cele bune. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Numai bine.